acele componente necesare ca să ajute să ne păstrăm viața foarte ocupată pe direcția cea bună. Și aveți sănătate, partea de finanțe, toată lumea spune, n-am finanțe, nu pot să fac nimic. Cariera, lifestyle, relații, servicii, pentru alții și așa mai departe. Toate sunt cuprinse. Mintea omenească începe să gândească rotund. Se desfășoară, dar reziliența se referă, și aici aș vrea să vă spun, că entitatea numită om are mai multe dimensiuni, dincolo de corpul uman. Are o dimensiune fizică, o dimensiune emoțională, o dimensiune rațională, o dimensiune spirituală, o dimensiune energetică și informațională. Dacă le îngrijim pe toate aceste piese, nu numai volanul, ci și roțile, și uleiul, merge mașina. Dacă nu, capotăm atunci când ea se strică pentru că n-am îngrijit. În contra balans este reașezarea pieselor pe tabla de șah, reașezarea pieselor la începutul fiecărei partide de biliard, de snooker. Am parcurs un ciclu, asta este, viața este ritm. Am parcurs un ciclu și trebuie să ne reașezăm psihic, emoțional, spiritual, mental și financiar și toate celelalte. Ele ne aparține. Ignorăm un capitol din astea, ardem și ajungem la o vârstă la care nu mai poți să faci nimic. Să sper că din ce ți-a rămas din acel minunat cadou cu care te-ai născut, te mai lasă să mai mergi încă o zi. Fericirea mică ta făcută depinde de faptele noastre. Și de ce India? Am plecat de la București, mai recent, spre Himalaya, minunat. Eu sunt sibian, pentru nepoțica mea, pentru fiica mea, pentru familie, am făcut foarte multe poze pentru că îmi place să dăruiesc. Mă bucur că pot să vă dăruiesc dumneavoastră câteva imagini. Și între această zonă, pe toți ne-am captivat, toți am mercat, măcar cu mintea, vârfurile, cu Hillary, toată literatura. Fiind sibian, toate structurile cristaline care înseamnă munte, unde-i Florin, geodinamica, geologia, este o concentrare de energie senzațională și mai are ceva. Ne pune la rând cu ideea de scară a proporțiilor. Plasarea înțeleaptă a Tibetului unde e, sau a Dalai Lama unde și-a așezat Dalai Lama locul, înseamnă vecinătatea unei structuri geomorfice cu o putere fabuloasă, nu știu dacă spirituală, dar înăuntru energia este fabuloasă. Și am făcut saltul de la București, Doha și am ajuns la New Delhi, de la New Delhi am mers la Amritsar, de la Amritsar cu mașina am parcurs drumul până la Dharamshala. De acolo ne-am întors la Delhi și ne-am dus la Agra, de la Agra ne-am întors la Delhi și am ajuns la Rishikesh. Simplu, asta s-a fost toată călătoria. Dar ce era nouă? Extraordinar. Traseul bătut. V-am pus, astea sunt multe, nu trebuie să le citim acum, aleg că le știți mai bine decât mine. Dar cred că prima are valoare, dar are rău. Cred că am ajuns prea devreme la imaginea de aici. Am să vă aduc în spațiu în care, de fapt, am promis să vi-l arăt, în același imagine. Am avut minunata șansă să fiu într-un grup care era pregătit. Pregătit
să absorbă spiritualitate, citit, doritor. Asta a fost momentul culminant, întâlnirea de grup cu Dalai Lama. Am intrat îngândurați, preocupați, curioși și am ieșit rănind. Nu asta a fost cel mai important. Este cum a crescut sentimentul că în acel spațiu care este special, India, unde valoarea oricărei entități vii, că e om, că este altceva decât om sau este un pom, are o valoare egală și respectată de toată lumea. Formidabil. Merge, da? Da. Nici o problemă. Vreau să știți că am avut șansa și de aceea pot să împărtășesc cu dumneavoastră unei tehnologii care îți permite să vezi detalii care altfel, în mod normal, nu le poți vedea. Percepția noastră, în ce vedem toată ziua, pe aparatele noastre, când dacă avem pretenții, trecem în HD, Full HD, 4K, ăsta e 8K. Un aparat pe care sper să-l iubiți și dumneavoastră, sau genul de abordare a realității, așa, care vă dă satisfacția să vedeți ceea ce nici nu bănuiați că aveți pe, în fața ochilor. Acest steag a fost făcut de una din tinerele doamne din grup, acolo, la Dharamshala, pentru că România de ani de zile are coțul ei și pentru a fi mai bine vizibilă, pentru a ne șterge o parte din rușina, că am fost singura țară europeană care nu l-a primit în Dalai Lama, din argumente geopolitice, era locul pe care îl remarcam fiecare dimineață, în cele 4 zile în care ne-am întâlnit la cursuri. Ne mai pomenim. Și materialul este cu motiv din desenul și tradiția tibetană. Sunt mai mare, rezist mai bine la frig și am stat forțat și cu mare plăcere pe scaunul din față, în stânga, conducătorului. A fost prima experiență consistentă în kilometri de a parcurge șoseaua pe partea stângă. E interesant. După un timp începe și se acumulează derularea filmului în memorie și ți se pare chiar normal. Dar am avut șansa că, făcând efortul să văd în fuga mașinii sau în momentele în care ne opream pentru foarte scurt timp, dintr-o cursă care este spuluitoare. Cred că dacă nu mai experiența de circulat pe stradă, o aveți din India, nici nu vă trebuie mai mult. Aveți tot. Tot mesajul. Haosul care funcționează fără reguli. Totul curge. Florin, acolo e să fii fericit. Și uitați-vă. Vă spuneam că detaliile pentru care trecem și nu le vedem niciodată sunt și uneori trebuie să fim atenți și la detalii, deși ansamblul uneori ne omoară. Este o plimbare cronologică. Așa sunt ordonate de marele computer de bord. Secvența imaginilor pe care o vedeți este în ritmul pe care l-am parcurs temporal. De aceea, spunându-vă că sunt doar 300 de imagini din vreo 16.000, sunt salturi, dar nu le-am grupat tematic. Aici este, de fapt, o amintire a ceea ce am citit din Kim, că și știam din imaginile văzute, că în India umezeala permite ca vârsta unei clădiri să o măsori în vegetația care e pe ea. Clădirea începe și se termină când a început să se termine capătul de început. Aproape peste tot. E regulă. E superb.
Și pe acest pod, care încă mai folosește și undeva este o imagine cu limitare de viteză, unde se trece pe un singur fir, toată realitatea se îngustează, dar își urmează. Fiind fișierele așa de mari, este imposibil ca să le poți mânui într-o formă de prezentare civilizată. Scuze. Și atunci, până obținem acel minunat mixaj de tehnologii, ne bucurăm din fuga mașinii 60 de km pe oră, imagini de oameni care zâmbesc, țieși sau altora. Eram într-una din fotografii, nu știu dacă am pus-o, la 10 metri îmi zâmbește un tânăr care vindea de la o tarabă ca asta, dumnezeiește. Se mănâncă cu voluptate la marginea străzii, așa cum se mănâncă și în Japonia, acolo mai, dar culoarea, India este culoare, India este formă, India este ținută. Se prăjește foarte mult, se improvizează, o să vedeți, cu o voluptate și cu o naturalețe, tablourile electrice, dacă le vedeți, leșinați, voi tehnicienii. N-are nicio logică, dar funcționează. Natura este minunată. Este o mielă indiană, foarte agilă, care se mișca și studia, bineînțeles, orice șansă de a se hrăni. Aici este Raj, bunul nostru amic, care este partenerul indian al Lucian și care este cu un zâmbet perpetu. E frumos pe dinăuntru și pe dinăuntru. Aici, uitați-vă la această formă de turbină. E făcută de cine? Obosiți, o pauză între două deplasări, circa 3-4 ore. Câți kilometri, cât facem până la Dharamshala, când am plecat de la Buscar? Și pot să vă spun că avem 160 de kilometri, sau nu are importanță distanța în kilometri. Bine, dar când? Nu știu. Timpul nu contează. Ceea ce pentru noi, vesticii, suntem robii timpului, de fapt, gestionând mizerabil. Voluptatea deplasării în India au o capacitate de transport nemaipomenită. O aglomerație de mijloace de transport pe 2 roți, pe 3 roți, pe 4 roți, pe 6 roți. Șiruri de kilometri de camioane care circulă, toate claxonând, nu pedepsind, nu jurând, și eu sunt aici, foarte cald. Am ajuns la Avestar, întâmpinați de acest personaj superb. E unul din colegii care e unitate de măsură, o ținută. India este impecabil de albă și de curată. Sunt și alte aspecte. Ca orice în realitate, este și plusul minus, dar parcă mai mult plus. Vă spuneam, rețineți această formă de frunză, ăsta este arborele lui Buddha, se numește Ficus religiosa. Am reușit să aflu până la urmă, are o întreagă istorie, dar probabil că are o adaptabilitate atât de mare cât crește cu voluptate în orice clădire care și-a terminat ciclul. Decorații au aplicarea spre frumos. Stă să cadă. Era lângă hotel. Deci noi hotelul și un spațiu de grădină care s-a prăbușise probabil o clădire și aici ce a rămas din rafturile se mai vede pe undeva pe la etajele superioare, nu știu dacă am fotografia, niște sticle care au rămas pe etajele respective.
cărămizi, se construiește, vedeți munți, coloane de cărămizi, mii de fabrici de cărămidă de-a lungul arterelor care vin de la Amritsar spre New Delhi sau de la New Delhi la Agra. Din avion, la un moment dat, unul din colegi spunea, sunt temple. E o structură ovalară, ca un teren de derby de cai. Și aici și acolo, de nu avea nicio logică. Ca până la urmă, se mergă cu toții că, de fapt, sunt fabrici de cărămidă. Abundență, vegetale, dimensiuni și forme deosebite de ale noastre, dar care, în stilul lor, devin repede de mâncat. Sunt frumoși. Uitați cum cade drapajul pe ei. Dacă veți merge în India, uitați-vă cum stau fetele și doamnele pe scaunul din spate al motocicletei sau al scooterului. Fără niciun fel de problemă. Plutesc, nu se țin, nu apasă, nu strâng. Niciodată. Asta e la Amritsar pe stradă, în drum spre templul de aur. Spectatori, ăsta este turbanul tipic Amritsarului. Au inimă largă, donație de sânge în plină stradă, o instituție întreagă. Culoare și suferință, donează, îl pregătește să-i recolteze sângele. Și ajungem, să spun că sunt goluri, ar trebui să fie, de fapt, o civire obligatorie de fiecare imagine care am reușit să o iau, dar nu se poate, e imposibil. Această floare încântătoare domină New Delhi, dar o găsești și la Amritsar, este parfumată, minunată. Am întrebat de 4 ori, de 5 ori mi s-a spus alt nume, n-am reușit să am. Și aici este templul de aur de la Amritsar, de la 1400 sau 800, o să vedem imediat.